Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. M-am dus direct pe cotlet. L-am luat pe tot, pentru că aveam nevoie de tot cotletul de acolo. Vreau să dau jos oasele de la miel. Nina, cum se fac astea? Că nu știu. Acum, dacă nu știi, pregătește legumele pentru sos. Păi uite, se ocupă... Arată, vreau doar să văd una la tine și după aceea le fac. Ne-am apucat să facem carne, se pare că Florin nu știa absolut deloc despre ce e vorba. Carnea era o chestie care necesita doar vreo 10 minute de pregătire, deci nu era o chestie în care trebuia să stăm unul să țină, altul să tragă, altul să întindă. Asta e cade oricum. Tu trebuie să iei așa. Ok, da. Mi s-a părut un pic pierdere de timp, două persoane la cărnița aia. Dar dă și mie o de asta, te rog eu. Uite-o de asta. Mulțumesc. Ce, stai că ți-aduc, mă, de ce n-ai luat? Șarfa îmi trebuie pentru a verifica culorile din farfurie. Și atunci, cât mai multe nuanțe de mov pe mine mă ajutau. Am nevoie de varză, însă foarte repede, fii atent! Constantin se ocupă de varză, am nevoie de varza pentru jeleu mult mai repede decât varza pentru sotești. Băi, apucă-te de tăiat, că nu am timp! Am dat primele foi jos, am spălat-o... Nu spăla, dementule, trece, ai aruncat frunze! Da. Spală mâine, nu acum, dă înainte la tăiat! Și am vrut să o dau pe mandolină. Nu, două la mână, două la mână, două la mână, repede, mă. Okay. Mandolina era destul de periculoasă și aș fi riscat să mă tai foarte tare. Hai mă, tu acolo repede. Da, destul, atâta sos. Da, e destul și după aia vine să întoși varza și lasă mie cratița aia, te rog, pentru varză, când trebuie la varză. Fă sos în asta. Am tocat-o foarte repede și am pus-o la gătit pentru jeleu. Mihaela s-a ocupat de jeleu, practic. Zinăr ajută la sos. Faceți împreună, că uite, ai vinul acolo pe masă. Da. Ce-ți mai trebuie? Portocale, ce-ți mai trebuie, da? A, da. Am adus portocale. Și i-am zis așa, printre picătură Marianei, cum să facă sosul de afine, pe care l-am făcut eu în proba individuală și, mă rog, pașii să-i facă repede. Mai repede, Laura. Carnea revine, bineînțeles, la măcelarul echipei, anume Laurențiu. Îi dai față, sare, piper, gust, după aceea lăsăm pe cuptor, se gătește în cuptor, mai departe, ok? Voi da pielea jos de pe pieptul de rață, pentru că am decis să fac jumări din piele. În felul ăsta, pielea o voi găti foarte bine în grăsimea ei naturală și voi face un element crocant, să aducă un plus de valoare farfuriei. Băi, după aia îi vreau tăiați. Da, șef, uite. Nu așa. Da? Tăiat, deci cu formă runde? Mai mici. Ok, da, să fiarbă repede. Mi se părea că fiecare să facă altceva. Mi se părea să nu facem doi oameni același lucru. Că eu am făcut singur pentru proba care am avut o piură de cartofi mov, zic că îl fac și astăzi singur, să fac restul ceva să ieșim la timp. Faceți împreună să-i terminăm! E gata, șef, e gata. Stelică, nu ești singur, băi! Da, șef, e gata, e gata. Minutul 55, hai cu portocală. Să mi-l faci să moare lumea de necaz. Am ce pot să-mi separ ouăle, să-mi fac... Da, să mă apuc de cremă oarecum. Desert e foarte simplu în esență. Ce mai migălos portocalele alea, că trebuie felie cu felie să scoți pielița aia. E vreo metodă prin care vrei sau nu, efectiv? Am nevoie de feliuțe. Și la m-am trezit cu George, care a venit. Anico, ai nevoie de ajutor? A, ce belește în portocale. Dar scoasa aia, membrana. Sincer, se desfăcea foarte greu pielița de pe ele. Câte portocale vrei să-ți curăți toate? Da, pasta lasă-mi. Doamne, ferește și păzește! Cuțitele parcă nu tăiau pulpa aia, eu nu știam cât are nevoie. Zic, stăm o oră să deschidem la astea. Amalia, ajută-l pe George la portocale aici, te rog. A început să mă ajute și ea la curăța portocale, mai venea șef, aia, Nicu, ce faci, cum merge? E bine, șef, stai cu minte, e ok. Oare nu există vreo metodă mai simplă de curăța portocalele astea și noi știm noi? Nu! Ia asta și mai faci așa, sau ridică și amestecă sub ea. Între timp, pe focul la care gătea și Anica era și piureul de păstârnac. Păi și ce are apă aici? I-am pus un pic de apă. Cum să pui apă în cățeșul ăla? Îl scurg? Dar ți-am zis să călești doar în unt, mă. Băi, să mor dacă am înțeles chestia asta, mă jur, și n-am văzut niciodată tehnica asta de gătire. Am pus apă așa, o ciorbă imensă. Că uite ce facem, că ai zis, nu vreau să dau de gard astăzi, știi? I-am zis, vars-o imediat. I-am eu o altă oală și o sită de acolo. M-a rugat pe mine să iau o sită, să-l strecor, să-l pun din nou acolo. Mi-a zis șef să pun jumătate de unt acolo și să amestec și în ăla. Una, două, trei, crustă, pac, felie. Una, două, trei, crustă, pac, felie. Pablo a făcut somonul. Mă l-am rugat frumos să-mi dea solții jos și să încresteze pielea aia frumos. Frumos, ca un samurai, așa, să mă duc pe fileu, așa frumos, să-l crestez. Să-mi prăjească doar pe singură parte. Ăla e perfect, perfect. Superb, ăsta e, hai. Bă, nu vreau rupt făcea. Mă, ți-am zis, mă vede, sunt un copan de la dăpui și uite așa mucică de mine. Gata, tată, bang, l-am luat și l-am pus pe aia, l-am scos afară, frumos. Nu înțeleg pe asta, n-am. Ce sugestii aveți, șef, pentru asta? Niciuna. În timp ce făceam crusta după rețeta Ninei, șef a zis de vreo 2-3 ori: nu înțeleg ce-i cu crusta aia, chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Nina, crusta asta ești sigură de ea, da? Da, sunt foarte sigură, foarte sigură. Șef nu o înțelege, de asta te întreb. Nu înțelege, o să... sigură, eu am făcut, am luat 15 puncte cu șef de crusta asta. Bine. Nina s-a impus de la începutul acestei probe, dând foarte multe sugestii și a fost foarte fericită că s-a aprobat acest preparat al ei pe care l-a mai făcut anterior. Și când spun ce trebuie de făcut, tot nu se înțelege, adică orică eu nu lămuresc bine, orică nu știu ce se întâmplă, dar nu-l face la robot, că eu nu l-am făcut la robot. Și ăsta mai mărunt, mai mărunt și amestecăl și mai mărunt. I-am spus Monica să-i taie pătrunjelul ăla foarte mărunt, era foarte gros. Și mi-a zis că de ce îmi folosesc robotul, trebuia să-l fac la mână, că ea așa-l face. Și am zis, ok, folosiți robotul, rezultatul este același, crede-mă. Hai cu ăsta, Nina, da, lasă-l să-l facă ăla, Florin, vină încoace și fă-ți crusta vieții, că am nevoie de Monica, haide. A luat-o pe Monica de la crustă, văzând că e pierdută și m-am dus să o continui crusta, între timp a rămas Florin acolo. Ce trebuie să fac ăsta? Scoate asta așa, cu cuțitul, da. Bagă un pic cuțitul de desubt și trage de ea și o să se ducă. Mă întreba cum să scoată ațele astea de la carne. Luna era și ea pierdută. Am văzut la un moment dat și Adriana că a spălat spanacul ăla și nu știa cum să-l trag, ce să pun, ce să-l fac. Ceapă, usturoi. Ceapă, te lasă usturoi. Să facă, da? Și tragi. Nu pot trage atâta, simplu, da? Ce să-i faci altceva? Nu m-am gândit că sunt niște legume pe care lumea nu știe cum să le prepare. Deci e o chestie chiar foarte simplă. Acea agitație de la început, tot timpul, pe mine personal, mă pune sub presiune un pic și zici că sunt blank. Și nu prea înțelegi ce se întâmplă. Am nevoie de frișcă, zahăr, ouă. Frișcă n-a luat nimeni. N-a luat nimeni. Haide, ia tu. Frișcă. Deja îmi dădeam seama că urmează un desert. El nu mi-a spus de la început toți pașii și mi-a zis doar adu formele de silicon. Topesc ciocolata? Pe Matthew l-a rugat să aducă ciocolata, să o pună la Belmarie. Și mai faceți-mi un Belmarie, că am mai pus încă unul aici, te rog. Să aduc imediat. Monica? Da. I-am luat să facem mos. I-am zis, îi pui ciocolata albă, i-am dat cantitățile. Facem mos de ciocolată neagră. Cu puțin colorant verde, exact cum am făcut la al doilea battle. Ai pus verde? N-am pus încă, aștept să se topească. Okay. Deci știam procesul și deja știam ideea. Sper să-mi iasă, știi, să avem timp, pentru că trecuseră vreo 20 de minute. Minutul 36. Cum suntem cu rata? Super bine! Mihaela s-a ocupat de jeleu, practic. Varza fiartă în vin roșu. Totul băgat în blender, după care strecurat de mai multe ori printr-o sită fină, să putem să scoatem tot ce înseamnă bucăți de varză de acolo, să obținem doar un sos. Eu dau mai departe lui Constantin să pună agar-agar, că ăla era primul element, sosul ăsta era primul element care trebuia să ajungă pe farfurie. Bagă agar-agar, xantan, mai repede. Dar pe foc trebuie agar-agar. E agar-agar pe foc. Agar-agar și xantan sunt două texturi foarte diferite între ele, deși sunt pentru geluri, să spun așa, pentru jeleuri. Cu agar-agar poți să faci jeleuri foarte rapide. Xantanul este o textură lipicioasă, cumva. Se folosește pentru sosuri. Ce batem aici? Frișcă? Frișca, da. Mi-ai cântărit? Zahăr? 100 de grame? Imediat fac. Nu se bate frișca, frișca. N-am să bați frișca. Așa mi-a zis. Scoate-mi frișca de aici, bă. Ce aveți, mă? Ce fac cu apa asta? De ce mi-ai blocat chiuveta? Bucă, ce fac cu ele aici? Ce tot fac cu ele? Ce faceți, bă? Ce faceți, bă, fraților, bă? Să-ți amețiți, ce dracu faceți? Șef, mai pun niște cartofi la fiecare, nu ajung aia. Ba da, mă, mi-ajung. Auzi? Da, șef. Mi se părea că nu sunt destui cartofi. Zic, hai să mai iau vreo 10-15 să pun la fiert, să mai face puțin piure. Bă, ți-am zis că nu! Nu? Bă, ți-am zis nu! Ok. Că ne ajung, că-mi trebuie 4 puncte pe farfurie, dementule! Bine, șef, gata. Am auzit că mi-a zis șef Dumitrescu să nu mai curăț, că ajung, dar eu n-am procesat informații și eu curățam. Eu mergeam pe linie, eu am luat-o prin ceapă, așa. Mergeam, n-aveam treabă, știți? Doamne iartă-mă, ești nebun la cap, Stelică, jur! Stelică nu știe să asculte, Stelică este încăpățânat. Se mai întâmplă stres, tensiune. Nu am nevoie de foarte mult piure de cartofi. Că nu gătesc pentru o armată de oameni, gătesc pentru 11 persoane. Deci nu-mi intra în cap, că nu mai e nevoie de piure, las că ajunge. N-am înțeles. Puneți mântâna la fiert, da, acum! Ia oală, cam aici, băi! Nu te mai plimba! când șef nu uite cu țipă în primul rând, mă pierd și mai tare și nu reușesc să procesez informația probabil din prima și mă pierd. Hai cu olandezul ăla odată, hai! Șef, haide! Toatele fiert sunt cu vin roșu în ele. Acum Adriana pune la blanșat pentru... Foarte bine! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.